copiii erau care mai de care, pe ei și înșirați, pe iarbă, pe... la stâlp, ăsta, pe ei, foarte speriați, plângeau, sunau acasă la părinți. Au avut mare, mare, mare noroc. Cei 12 elevi de liceu s-au dus cu profesorul lor la iarbă verde. La întoarcere au pornit pe jos spre casă. Pe drum au trecut pe lângă cabana familiei unuia dintre copii. Băiatul a văzut acolo mașina părinților săi și s-a decis să o ia ca să ajungă mai repede în huși. Adolescentul de 17 ani s-a urcat la volan, profesorul băut s-a pus în dreapta, iar ceilalți copii s-au urcat în remorcă. Accidentul s-a produs în timp ce cobora un deal. Cei 10 copii și profesorul au ajuns la spital. Bărbatul, dirigintele elevilor, era băut. Doi dintre ei aveau leziuni mai serioase, mai grave. O fată de 16 ani cu o fractură de bazin și un copil cu traumatism cranocerebral, cu fractură de piramidă nasală și contuz de coloană lombară. Copiii, dacă au plecat pe jos, pe jos trebuiau să întoarcă sau eventual cu mijloc de transport din asta autorizat. În cauza a fost întocmit un dosar penal în care polițiștii biroului rutier Huș efectuează în prezent cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii așteaptă ca reprezentanții primăriei să spună dacă drumul pe care s-a produs accidentul este public, caz în care minorul poate fi acuzat și de conducere fără permis.